Aproape 55% din voturi ar fi obținut Klaus Iohannis la turul 2 al alegerilor prezidențiale, conform rezultatelor parțiale anunțate astăzi la ora 11 de Biroul Electoral Central, după centralizarea 99,07% din procesele verbale. Situația pentru cei doi candidați se prezintă după cum urmează. Pentru domnul Victor Viorel Ponta, 5.211.097 voturi valabile exprimate obținute, 45,49%. Pentru domnul Klaus Werner Iohannis, 6.242.825 voturi valabile exprimate obținute, 54,50%. Potrivit Biroului Electoral Central, prezența la vot la al doilea tur al alegerilor prezidențiale a depășit 64%. Următoarea raportare a Biroului Electoral Central, probabil și ultima, care va spune clar câte voturi în parte a adunat fiecare candidat, va fi făcută cel mai probabil miercuri seară sau joi, potrivit purtătorului de cuvânt al instituției.